Mă bucur din toată inima să putem să fim din nou într-o seară ca aceasta, să ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășie frățească și prin ce facem să înălțăm numele Domnului. Înainte de a citi cuvântul din care am să vorbesc un mesaj profetic, permiteți-mi două, trei remarci. În primul rând vreau să mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a călători și de a fi cu dumneavoastră și prin aceasta îi mulțumesc și soției mele care a avut curajul să mă lase să vin și de data aceasta. Mulțumesc că v-ați rugat pentru soția mea și veți continua să vă rugați. Soția mea a fost diagnosticată câteva luni în urmă cu cancer, cancer la creier și cancer la sân. A fost operată și pe creier și și la sân și i-au scos tumorile canceroase. A trecut printr-o tură de radiații și de săptămâna trecută a început o tură care va dura 5 luni de zile de chimioterapie, imunoterapie și din nou radiații. Am apucat însă să promit fraților din Austria că îi voi vizita pentru un eveniment care l-au avut la Krems și soția mi-a zis, ai promis și trebuie să te ții de promisiune. Copiii, rudele, sora mea vor fi aici cu mine ca să mă ducă la tratament, să mă ducă acasă, du-te și fă lucrarea Domnului. Mulțumesc Domnului pentru soție și pentru curajul ei și pentru credincioșia ei. A avut operații grele, pe creier este greu să te opereze, dar am văzut mâna Domnului. A avut o tăietură din partea aceasta până în partea aceasta, i-a deschis craniu ca să-i scoată tumora și a avut 20 de capse metalice ca să facă craniul la loc. Când ne-am dus după o săptămână la doctor, am întrebat pe doctor și am spus, domnule doctor, scuzați-mi ignoranța, că nu înțeleg, ați tăiat numai în poziția aceasta, dar cum ați ajuns la creier? Și doctorul mi-a spus, după ce am tăiat până la creier, craniu, am introdus o menghină în cap și cu ea am deschis și am tras craniu și de o parte și de alta și am putut să lucrăm. Și partea interesantă a fost că după ce s-a trezit din anestezie și din operație, soția, nici până astăzi, de o lună de zile, acum o lună jumate, n-a avut nicio durere, nici măcar un paracetamol să ia. Și doctorul s-a mirat, pentru că asta e mirare, după ce staie craniul și ți-l trage așa să-l desfacă cu menghina, ca și pe o bucată de fier, să nu aibă nicio durere. La fel a fost și cu sânul. Sigur, este slăbită, pentru că radiațiile și chimioterapia nu te întăresc deloc, îți bat jos sistemul imunitar foarte tare, dar este curajoasă și este încă plină de viață și mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Vă mulțumesc pentru rugăciuni. Mulțumesc Domnului pentru prietenii mei de aici, din București, pentru fratele Puiu Onoriu, cel mai bun prieten care l-am aici la București, și fratele Dan Caraian, au stat aseară după mine până s-au plictisit ei de așteptat. Am sosit la Istanbul și trebuia să ajungem pe la 7:30, la București am ajuns la 10:30. Distanța aceasta scurtă s-a defectat avionul tocmai când să-și ia zborul, să se ridice. Și a reușit să-l oprească și ne-a tras înapoi la poartă pentru că s-a defectat avionul și apoi a trebuit să așteptăm 2 ore jumate până când ne-au dat alt avion să ajungem în coace. Am văzut așa că o mână împotrivitoare să nu putem să fim împreună, însă totdeauna Domnul este mai mare și mai tare. Deci mă bucur să vă văd, mulțumesc lui Jonathan că
l-a convins pe unchiul său să nu ne întâlnim la fratele Puiu în seara aceasta, eu îi spun la Garajul Sfânt, și am venit să fim cu dumneavoastră. Cum spunea fratele pastor Dan, mâine seară suntem la dânsul, la biserică, Biserica Domnului, păstorită de fratele Dan, de la 6, nu? Apoi vineri dimineața de la 10 avem cu Eclesia curs biblic despre venirea Domnului și din nou voi fi cu ajutorul Domnului cu dumneavoastră la izvorul mântuirii duminică seara. Mulțumesc pentru fratele pastor Costel Grămadă care și-a luat timp în seara aceasta să fie cu noi. Mă bucur de slujirea dânsului, mă bucur de felul în care l-a ridicat Domnul și este lider pentru comunitatea penticostală din această parte a țării. Mi-a fost un student și un student bun și mă bucur să văd că cei pe care am putut să aduc un aport la pregătirea lor intelectuală și spirituală sunt astăzi în slujba Domnului și în lucrarea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate Costel. Am bucurat și mă bucur să văd de asemenea pe prietenii mei de aici, de acum, pe Nico și pe Marian, că au venit în seara aceasta să se închine cu noi, cu toți, și mă bucur de fiecare dintre dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu aceste spuse, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Ezechiel, capitolul 25. Citesc de la versetul 14 la 17. Ezechiel 25, de la versetele 14 la 17. Mă voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia mea, ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat într-un chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că îmi întind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe costa mării, adică Gaza. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsându-i cu urgie, și vor ști că eu sunt Domnul când mă voi răzbuna pe ei. Amin. Este un cuvânt al lui Dumnezeu, este un cuvânt care să placă la mulți să-l audă, pentru că trăim într-o lume care este foarte divizată. În ce privește Israelul și palestinienii, în ce privește Israelul și Orientul Mijlociu, lumea este extrem de divizată, în special politicienii. Cei cu orientare excesivă, de stânga, ultraliberali, sunt oameni cu o vedere slabă, cu o vedere ireală. Compătimesc pe prigonitor și apasă pe cel prigonit. În cazul de față, compătimesc pe Hamas și îl apasă pe Israel. Câteva lucruri esențiale trebuie știute și nădăjduiesc, am vorbit astăzi, m-am întâlnit personal cu fratele Ciprian Luca de la Vocea Creștinilor, dacă urmăriți site-ul Vocea Creștinilor, și împreună cu pastorul, cu doctorul Florin Antonie de la Londra, plănuim undeva în primăvară, o să comunicăm în timp, să avem o conferință profetică aici la București. Am făcut la Arad una, am făcut la Cluj și acum vrem să venim la București, să avem fratele Florin și cu mine câteva prezentări și apoi, după prezentări,
cei din sală să poată să adreseze întrebări despre lucrurile care se întâmplă sub ochii noștri, ca să aprofundăm mai adânc aceste aspecte legate de vremurile din urmă. Personal, eu sunt necăjit de faptul că avem prea mulți păstori și predicatori care nu înțeleg profețiile biblice. Nu dau niciun nume, dar avem prea mulți care nu înțeleg profețiile biblice. Și pentru că le lipsește, nu știu, abilitatea de a distinge între Israel și biserică, datorită acestui fapt, predică o teologie, o doctrină falsă, care se numește teologia înlocuirii lui Israel cu biserica. Adică ei spun că Domnul a terminat-o cu Israel și toate făgăduințele făcute lui Israel, Domnul le dă bisericii. Este un șiretlic devolesc pe care a reușit diavolul să-l strecoare chiar în biserică. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu este drept și sfânt. Credeți că promisiunile lui sunt întotdeauna drepte? Domnul i-a promis lui Israel că îi va da o țară, Canaanul, și o împărăție de 1000 de ani. Împărăția aceasta de 1000 de ani n-a avut-o niciodată. Dacă Domnul nu-i mai dă lui Israel o împărăție de 1000 de ani și Satan reușește să convingă membrii bisericilor și păstori din biserică că asta se va întâmpla și prin ei apoi ajută politicienii ca să aibă o astfel de învățătură și să ia măsuri în această direcție, atunci Biblia și lucrătorii ei, care ar trebui să fie sfinți ca Dumnezeu, îl fac pe Dumnezeu mincinos. Și dacă Dumnezeu este mincinos, n-a reușit să țină de cuvânt, să-i dea lui Israel ce i-a promis, următoarea minciună cu care va veni diavolul este aceasta. Dacă n-a reușit să țină de cuvânt față de Israel, credeți că se va ține de cuvânt față de biserică? Never! Niciodată! Și de aceea spune diavolul, ascultați de mine, măcar că el este mincinos și tatăl minciunii. Dar Dumnezeu a promis și ce a promis se va împlini. I-a spus lui Israel, pentru păcatele tale, te voi pedepsi, te voi trimite în robie printre toate popoarele, dar în vremurile din urmă te voi aduce din nou în țara care am promis-o părinților voștri, patriarhilor, Avram, Isaac și Iacob, și te voi aduce înapoi în țară, dar nu să mai pleci din țară, nu să mai fii împrăștiat, nu să o ia musulmanii, că e a lor, nu să o ia palestinienii, că nu sunt palestinieni, nu există neam palestinian. Am să vă explic ce sunt palestinienii. Uitați ce spune Amos, capitolul 9, versetele 14 și 15. Citești versetul 13, de la 13. Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile. Asta este în timpul mileniului. Dar acum, voi aduce înapoi pe prinși de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Vor să divii și le vorbea vinul,
vor face grădini și le vor mânca roadele. Și ascultați acum, îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Glorie Domnului! Și atunci pe cine să credem? Pe cei care predică că Domnul a terminat-o cu Israel? Sau pe Dumnezeu care a zis, îi voi aduce înapoi, îi voi sădi acolo și nimeni nu îi va smulge? Eu prefer să-L cred pe Dumnezeu, pe cuvânt. Fiecare este îndreptățit să aibă opinia lui sau ei despre venirea Domnului, despre vremurile din urmă, dar când se atinge de integritatea lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu, să ia seama ființa aceasta, pentru că s-a atins de lumina ochilor Domnului. Și o să-i coste. Nu vrem să speriem, pentru că nu predicăm o evanghelie care să sperie. Noi predicăm o evanghelie care să trezească, să-i ajute pe oameni să se întoarcă la Domnul și să se pocăiască cu adevărat. Deci, Dumnezeu a hotărât ca Israel să se întoarcă înapoi în țara lui și să stea. Mișcările acestea, conflictul israeliano-palestinian, nu este, frați și surori, domnilor și domnilor, un conflict pentru teritoriu propriu zis. Conflictul este mai mare. Este un conflict spiritual. Este un conflict spiritual. Este uneltirea celui rău împotriva sfințeniei lui Dumnezeu și a făgăduinților lui Dumnezeu. Și noastră știți bine din Biblie că mereu citiți în Apocalipsa, citiți în profeții din vechime că Domnul are îngeri, au fost ai lui, dar acum sunt îngeri răi, legați la Eufrat, închiși în adânc din momentul în care s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Acestea au fost căpetenii cerești, ca și Lucifer. Și aceste căpetenii cerești care au căzut odată cu Lucifer sunt ținute în adânc, în abis, Tartarus numit în limba greacă, și la timpul potrivit, din când în când Dumnezeu permite câte unui demon din acesta căpetine, din aceasta groasnică și puternică, să iasă de acolo ca să se împlinească profețiile biblice. Și vreau să vă spun că îngerul care tulbură lumea la ora aceasta este îngerul care a stăpânit un popor vechi din Canaan pe care Israel l-a nimicit, și anume pe Amalec. Amalec. Demonul care a stăpânit pe Amalec, o să vă surprindă ce vă spun și poate că multora le pare, sunt lucruri fantastice, greu de înțeles. Noi vă spun ce scrie în Scriptură, nu fantastic. Demonul care l-a stăpânit pe Amalec, dacă vreți să înțelegeți, domnește astăzi în Iran. Domnește astăzi în Iran. În spatele conflictului din Orientul Mijlociu este Iranul. Doctrina Iranului este aceasta: Israel să fie aruncat în mare. Israel să nu mai existe. Și acum dați-mi voie să vă explic. Primul popor care a ridicat mâna împotriva lui Israel când să intre în Canaan ca să-l nimicească cu desăvârșire au fost amaleciții. Ia uitați ce spune cuvântul Domnului în Deuteronom 25, de la versetul 17 la 19. Uitați, adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt.
cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi. Să fiți atenți la detalii, pentru că în Biblie profețiile stau în detalii. S-a aruncat asupra ta unde? Pe dinapoi. Asupra tuturor celor ce stăteau la coadă când erai obosit și sleit de puteri. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău o dignă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Să nu uiți lucrul acesta, i-a spus Domnul lui Israel. Primul care s-a ridicat a fost Amalec. Și pe cine a atacat Amalec prima dată? Armata israeliană? Nu. 7 octombrie 2023. Pe cine a atacat Hamas? Bătrânii, femeile și copiii. Pe cei ce sunt în coada turmei. Duhul acesta a rămas. Cine i-a motivat? Iranul i-a motivat, am să vă arăt de ce. Deci Amalec. Pentru că Amalec a fost condus de un duh de împotrivire la poporul Domnului, ca planul lui Dumnezeu să nu se împotrivească. Acum, următorul, când Israel a ajuns în Canaan, Dumnezeu a dat o poruncă lui Saul, primul împărat al lui Israel. Și a zis în capitolul 15, du-te și nimicește cu desăvârșire pe cine? Pe Amalec, că a venit timpul să mă răzbun pe el. Dar ce a făcut Saul? A nimicit poporul, însă l-a scăpat pe Agag, pe rege. Ia uitați-vă acum, acum suntem în Iran, în Imperiul Persan. Și două personaje ciudate se întâlnesc în Imperiul Persan. Unul se cheamă Mardoheu și unul se cheamă Haman. Haman are un plan și reușește să cumpere planul cu 10.000 de talanți de argint, o sumă imensă, vorbim de miliarde de dolari. Cu 10.000 de talanți de argint, un talant fiind 54 de kilograme, deci un talant are 54 de kilograme. Dumneavoastră gândiți-vă, 10.000 de talanți ori 54, cât e? 540.000 de kilograme de argint. Asta înseamnă zeci de miliarde de dolari. A cumpărat de la Ahasveros, care era împăratul Imperiului Persan, Iranul de astăzi, a cumpărat dreptul să... Ce să facă? Să nimicească cu desăvârșire pe evrei. Și uitați-vă cât de interesant să întâlnesc aceste două personaje. În Estera, capitolul 2, versetul 5. În capitala Susa, capitala Persiei, era un iudeu numit cum? Mardoheu. Nu fiți atenți la el. Fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish. Cine a fost Kish? Tatălui Saul. Tatălui Saul. Fiul lui Kish din seminția lui Beniamin. Deci, un descendent din Saul este căpetenie la evrei în Imperiul Persan, Mardoheu. Puneți acum Estera 3:1. Uitați cum se întâlnesc. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata și mai cum? Agagitul. Se vede că un descendent din împăratul Agag al Amalecului a scăpat.
Și dinastia lui regală s-a păstrat până în timpul Imperiului Persan. Și când Haman este prim-ministru, cu securiștii lui a aflat cine Mardoheu și că e din neam evreu și încă din neamul lui Saul, care trebuia să i-a nimicit seminția, ce a zis? E timpul meu, să vreau cum se duc în istorie lucrurile. Este timpul meu acum să mă răzbun. Și cum mă voi răzbuna? Nimicesc cu desăvârșire pe Israel. Da, duhul acela amalecit, e un duc spurcat în spatele acestui gând de a nimici poporul evreu. Că ne place să auzim, că nu ne place, sună bine politic, nu sună. Eu nu predic corectitudine politică, eu predic teologie biblică, învățătură scripturală. Duhul acesta s-a sălășuit în Teheran din nou. Și Teheranul, Iranul, prin doctrina lor islamică, numită șiită, nu au altceva în minte și în gând decât să nimicească pe Israel. Și ca să facă lucrul acesta, Iranul a reușit să-și creeze niște surogate, adică niște căței pe care să-i asmuțe, aici și acolo. Este o grupare de palestinieni din Gaza, numită Hamas, deci un partid politico-religios, este o grupare politică islamistă în sudul Libanului, numită Hezbollah, este o grupare șiită extremistă în Siria, este o grupare șiită extremistă în Yemen, numită Houthi, și Iranul, ca să nu fie acuzat direct că el merge împotriva lui Israel, lucrează cu mănuși. Își asmuță căței. Le dă bani. Anual, de exemplu, Hamas primește de la Iran, vă spun din surse de la Departamentul de Stat, nu vă vorbesc din, am auzit de nu știu unde, primește anual 850 de milioane de dolari și primește rachete și dispozitive militare cu care să poată să lovească Israelul oricând. Hezbollah primește până la $1 miliard anual din partea Iranului și au peste 150 de mii de rachete cu distanță de lovire până la 200-300 de kilometri, deci pot să lovească orice oraș în Israel. De asemenea, Iranul are baze militare în Siria, pentru că Siria are un guvern extremist, inept, dar extremist, acolo sunt și rușii și atâță lucrurile. În Yemen, de asemenea, această grupare extremistă numită Houthi este sponsorată cu peste 600 de milioane anual de către Iran. Și au început și ei, dacă a citit știrile ieri și astăzi, au început și ei deja, Houthi, să trimite rachete împotriva lui Israel. Iranul se folosește de cei de pe margine, pentru că atunci când încăierarea va fi mai puternică, să poată să intervine, să spună că apără interesele poporului palestinian. Dar vreau să vă spun că nu există popor palestinian, nici n-a fost vreodată. Nu există și n-a fost vreodată. Cine sunt palestinieni? Frați și surori, doamnelor și domnilor, noi vorbim de la amvon, trebuie să vorbim adevărul. Nu vorbim să atâțăm, nu vorbim să naștem ură, vorbim să cunoaștem și cunoscând să putem să ne purtăm ca niște oameni care cunosc adevărul. Adevărul te face liber, așa spune Scriptura, nu? N-au existat în istorie niciodată palestinieni. Filistenii, care au fost în Gaza pe vremea judecătorilor până pe timpul lui David, au fost nimiciți de David, n-au mai existat. Dar după ce la anul 1517 turcii au cucerit Orientul Mijlociu, tot ținutul Canaanului a devenit un ținut gol, pustiu,
toată populația a fost dispersată și Canaanul a ajuns cu adevărat un pustiu, pentru că n-a mai fost mână de om ca să lucreze. Din când în când, beduini s-așezau în locurile care odinioară erau ocupate, pentru că s-au prăbușit clădiri, după ce turcii au venit acolo, s-au prăbușit toate. Au început să se facă sătulețe de arabi care s-au așezat acolo și din 1850, deci nu de multă vreme, 1850 încoace, între evrei s-a născut un spirit de reîntoarcere acasă. Spiritul acesta de reîntoarcere acasă se numește sionism. Sionism, ați auzit de sionism. Și au început să se facă sate evreiești, aici colo. Când în 1947 Națiunile Unite au zis trebuie să rezolvăm problema evreilor, să nu mai fie un holocaust cum a făcut Hitler, uite ce facem. Le dăm înapoi Canaanul, care a fost al lor, dar îl împărțim în două, pentru că s-au așezat acum acolo și arabi, erau cam 650.000 de evrei deja în vremea aceea așezați acolo și cam tot atâția arabi. Dăm teritoriul acesta în două, facem două state, un stat pe care îl numim Palestina și un stat pe care îl numim Israel. Arabii, când au auzit lucrul acesta, au spus cu niciun chip, noi nu vrem să aibă Israelul un stat aici, lângă noi. Și n-au acceptat ca ei să-și formeze un stat, n-au acceptat. Dar Israel s-a declarat stat, așa cum le-a dat voie ONU, așa că la 14 mai 1948, Israel a devenit din nou un stat de sine stătător. A doua zi după declararea independenței, statele arabe din jur au declarat război lui Israel și au zis, nu îi lăsăm pe evrei să locuiască aici. Vom veni peste ei cu armatele noastre. A venit Egiptul, a venit Iordania, a venit Arabia Saudită, a venit Irakul, a venit Siria și a venit Libanul. Toți împotriva lui Israel, abia format de o zi. Fără armată organizată, fără nimic bine pus la punct, într-o zi nu faci stat, nu? Însă, președintele Egiptului, Nasser, din vremea aceea, s-a adresat populației arabe care n-a vrut să se facă stat și a zis așa, vom veni cu răzbunare împotriva evreilor și îi vom nimici, dacă nu i-a nimicit Hitler, îi nimicim noi. Și ca să nu fiți și voi loviți de armele și de glonțele noastre, fugiți din Israel. Deci erau arabi din Egipt, erau arabi din care s-au așezat acolo. Au fugit. Și Israel, binecuvântat de Domnul, a reușit să învingă armatele arabe. S-a mai repetat apoi război în 67. Israel a reușit să cucerească și Ierusalimul, s-a mai repetat în 1973, tot de Yom Kippur, cum a fost acum, la 7 octombrie 2023, și în felul acesta Israel și-a consolidat puterea. Populația arabă a ales să se numească populație palestiniană, după cum au dat romanii nume la teritoriul acesta pe vremea împăratului Hadrianus, în anul 135 după Hristos,
când au nimicit ultima rezistență evreiască și i-au deportat pe evrei în toată lumea, 135. Atunci a zis să nu se mai pomenească numele lui Israel și au pus numele ținutului acestuia Palestina. De aceea arabii au ales să se numească cu această denumire, palestinieni. Deci nu există popor palestinian. Arabii din Canaan sunt o populație mixtă din toate țările arabe. Dar pentru că au această doctrină islamică să-l nimicească pe Israel cu desăvârșire, nu pot trăi în pace. Nu pot trăi în pace. Și așa că încearcă orice ocazie ca să lovească în poporul Domnului. Acum, cine este Hamas? În cadrul populației palestiniene, arabe, care a fost lăsată să se așeze pe costa mării, în Gaza, în fostele teritorii filistene. În cadrul acestei populații s-a creat un partid religios-politic extremist numit Hamas, care în statutul de organizare spune așa, vă citez, noi credem că Allah și cu Mahomet ne-au dat dreptul și autorizația să-l scoatem pe Israel din Canaan, să-l aruncăm în mare și să nu mai fie niciodată un stat israelian. Asta este crezul lor. Nu recunoaștem existența statului evreu. Și cât vom trăi, vom lupta în toate felurile posibile ca să nimicim prezența lui Israel în Canaan. Asta este Hamasul. Însă vreau să vă spun că de Hamas scrie în Biblie. De Hamas scrie în Biblie. Prima dată când în Biblie este pomenit Hamas, este în Geneza, deci de la început, 6:11. Dacă îl puneți pe ecran. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. În limba ebraică, sâlnicie înseamnă Hamas. Pământul era plin de Hamas. Când a venit potopul peste pământ? Când pământul era plin de Hamas, de sâlnicie, de duhul acesta, de ură, de asuprire, de crimă în numele bunoara lui Dumnezeu. Dar, ia uitați-vă ce mai scrie în Scriptură. Matei 24:37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Frații mei, doamnelor și domnilor, când a venit potopul, pământul era plin de ce? De sâlnicie, de Hamas. Ce a spus Domnul că se va întâmpla în vremurile din urmă? Ce spirit va domina? Uitați, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Este din nou sâlnicie pe pământ. Este din nou Hamas pe pământ. Este din nou duhul acesta care ridică la crimă, ridică la distrugere. Și atunci, pentru că nu trebuie să avem mire de oameni de felul acesta, pentru că acestea sunt niște oameni care, din nefericire, fără să fiu sarcastic, fără să fiu prejudiciat, departe de mine gândul acesta, sunt oameni care nu gândesc. Uitați cum îi caracterizează Îngerul Domnului, acesta este Iisus Hristos. Când în vechime citiți, Îngerul Domnului s-a arătat la părinții lui Samson, asta înseamnă Iisus Hristos s-a arătat la părinții lui Samson, pentru că Iisus Hristos este etern, este preexistent. Uitați-vă în Geneza 16:11-12, ca să vedeți. Îngerul Domnului, deci Iisus i-a zis, iată acum ești însărcinată și vei naște un fiu.
căreia îi vei pune numele cum? Ismael. Da, Ismael este părintele triburilor arabe. Ismael s-a așezat în Arabia Saudită de astăzi. Din Ismael descind arabii, după cum evreii descind din Avram. Căci Domnul a auzit mâgnirea ta. Și uitați cum îl caracterizează. El va fi cum? Ca un măgar sălbatic. Atâta e mintea lui. Sâlnicie. Printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui, adică va locui sfidând pe toți. Asta înseamnă. Va locui sfidând pe toți. Și încă un element pe care aș vrea să-l observați, de ce au atins culmea înaintea Domnului și am să vă spun care sunt urmările conflictului de astăzi. Ezechiel 35 de la 1 la 5, ca să puteți înțelege mai bine. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre muntele Seir, Seir sau Edom. Prorocește împotriva lui și zi, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necas pe tine muntele Seirului, îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Îți voi preface cetățile în dărâmături, observați, vei ajunge o pustietate ca să știi că eu sunt Domnul. Și uitați de ce. Acum cu atenție. Pentru că aveai o ură veșnică, deci cu asta de pe vremea lui Ismael nu s-a pocăit până astăzi. Și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel, atacuri teroriste înseamnă în ebraică, în ziua necazului lor, și citiți mai bine, în vremea când nelegiuirea era la culme. Da? În ebraică, când spune nelegiuirea era la culme, însemnează când mânia mea împotriva evreilor s-a stins pentru că și-au primit pedeapsa pentru păcat, când nelegiuirea lor a ajuns ispășită. Deci, ei și-au ispășit pedeapsa și evreii și-au ispășit pedeapsa cu Hitler, în holocaustul hitlerit. Acolo s-a terminat mânia Domnului împotriva lui Israel. De acolo s-a terminat. Dar zice, pentru că voi n-ați ținut cont de lucrul acesta, că eu i-am pedepsit cum n-am pedepsit niciun popor. Și când a ajuns la culme pedeapsa lor, voi v-ați încins cu, mă scuzați de expresie, cu brăcinarul vostru, cu explozivul vostru, v-ați dus între ei și ați omorât oameni de învinovați. De aceea, spune Domnul, mă voi mânia împotriva voastră și mă voi folosi de mâna lui Israel ca să vă nimicesc cu desăvârșire. Uitați ce se va întâmpla. Care este conflictul? Gaza va fi nimicită. Va fi nimicită. Împreună cu Gaza, sudul Libanului va fi făcut praf. Epoca de piatră va ajunge acolo. Acolo e Hezbollah. Împreună cu sudul Libanului, bazele militare iraniene din Siria vor fi nivelate și de Israel și de americani. Și de asemenea Yemenul. Da, lucrul acesta, frașesuror, domnilor și domnilor, va face ca mânia statelor arabe să atingă din nou un apogeu și să formeze o coaliție politică militară împotriva lui Israel. Va fi un nou război în Orientul Mijlociu. Este împlinirea Psalmului 83. Pune Psalmul 83, versetul 4 în jos, până când vă spune să vă opriți. Veniți, zic ei, ei fiind, veți vedea, musulmani, arabi, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă,
fac legământ împotriva ta. Corturile lui Edom, ăștia sunt palestinienii, edomiții acum sunt palestinieni. Și uitați-vă la limbajul profetic, este așa de simplu, dar atât de profund, că de multe ori când citesc, să știți, îmi dau lacrimi, eu studiez cam 5-6 ore pe zi, zilnic, Biblia, și când Domnul îmi deschide mintea să văd, într-un cuvânt simplu, ce pune Dumnezeu, spune, corturile Edomului, oriunde, în orice cultură, dragii mei, când vorbești de cort, spui două lucruri, cel puțin două lucruri. Astăzi trei în civilizația asta, dar în vechime, două lucruri. Ori o încartuire militară, că militarii se duc și se așează în corturi undeva până când trebuie să atace. Sau corturi însemnează refugiați care trăiesc în corturi. Palestina n-are statut de stat. Palestina are statut de popor refugiat. Observați cum vorbește, corturile Edomului. Adică palestinienii, că sunt în corturi, n-au orașe. Și ismaeliții, ăștia este Arabia Saudită. Moabul este sudul Iordaniei. Și Hagareniții este nordul Egiptului, din Hagar, care era egipteancă. Gebal este centrul Libanului de astăzi. Amon este centrul Iordaniei de astăzi. Amalek este populația palestiniană, să zic așa, și egipteană mixtă, care este în peninsula Sinai, în sudul Israelului. Filistenii sunt Gaza de astăzi, cu locuitorii Tirului, observați, Libanul de astăzi, mai departe. Asiria, asta este Siria, se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot, adică Iordaniei. No. Iordania este un stat care n-a existat niciodată, a fost creat artificial în 1935, ca să controleze cumva englezii și turcii petrolul din Orientul Mijlociu. Și vreau să vă spun că Iordania este formată în statistici în proporție de 60% din palestinieni. 60% din palestinieni. Iordania nu este o țară stabilă, n-a fost niciodată. Dar aceste state arabe, ca să arate solidaritate cu Gaza, cu palestinienii care sunt nimiciți acum de Israel, pentru că Israel a spus, ne-a mințit destul, nu vrem să mai avem tratative cu voi, ori faceți ce spunem noi, ori plecați din ținuturile acestea și vă duceți la statele arabe de unde ați venit. Și atunci statele arabe din jur, spune Psalmul 83, se vor supăra și vor face o coaliție, vi l-am enumerat acolo din cuvântul Domnului, împotriva lui Israel datorită nimicirii Gazei de astăzi și a sudului Libanului și a Siriei. Dar Israel va ieși biruitor. Israel va ieși biruitor. Pentru că ei mai au un plan. Aceștia 10 pe care am citit. Planul este în versetul 12 din Psalmul 83. Ia uitați-vă. Să știți că știrile din Biblie sunt mai bune decât la CNN. După mine sunt mai curate. Căci ei zic, uitați, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Uitați ce planuri au. Ce înseamnă asta profetic? Cu 3000 de ani în urmă. A zis, să punem mâna pe Ierusalim, unde locuiește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, a ales un singur loc pe pământ unde să-și pună numele și să-și aibă tronul. Unde? În templu din Ierusalim, singurul loc de pe pământ. Și ce zic ei? Să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu, să-L scoatem pe Dumnezeu din conștiința popoarelor, din conștiința lui Israel. Deci două planuri mari. Să-i arunce în mare și să ia Ierusalimul ca să-l transforme într-un oraș musulman.
Nu se va întâmpla aceasta niciodată de aici încolo. Israel a fost așezat din nou de Domnul acolo în Canaan și, cum spune profetul Amos, ca să rămână pentru totdeauna. Noi trebuie să fim miloși. Arabii sunt duși în orbire de către aceste organizații religioase care s-au politizat, care fac politică. Dacă și-ar vedea de religie, ar fi bine, dar pentru că politizează religia, ajung oamenii să facă crime în numele lui Mahomet și în numele lui Allah și Dumnezeu tolerează, dar ați văzut ce a spus în Ezechiel 35:5. Pentru că ați venit împotriva poporului meu când păcatul lor a ajuns la culme, adică eu m-am răzbunat pe păcatul lor, culmea răzbunării, și s-a terminat cu lovitură pentru Israel, de aici încolo am să-i vindec. De aceea Domnul spune, mă voi răzbuna pe voi. Uitați-vă ce cuvânt are Domnul pentru situația de astăzi, din vremurile din urmă. Țefania, capitolul 2, versetul 4. Căci Gaza va fi părăsită. Ascalonul, care e lângă Gaza, va fi pustiit. Poporul din Ashdod, următorul, va fi izgonit ziua în amiaza mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. Mai departe. Vai de locuitorii de pe malurile mării. Acolo sunt, pe malul mării Mediterane. Vai de neamul cheretiților. De aici au fost filistenii, dintre cheretiți filistenii. Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Versetul 6, da. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Și 7, malurile acestea vor fi pentru rămășițele casei lui Iuda. Acolo vor paște, se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu îi va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Iată planul pe care Domnul îl are, dacă vreți să puneți și Țefania 2:10. Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria lor, pentru că au bat jocorit și au fost semeți cu poporul Domnului oștirilor. Domnul va fi grozav împotriva lor, că își va nimici pe toți dumnezeii pământului. Ați auzit totdeauna când arabii fac o crimă, au un strigăt. Allahu Akbar, că Dumnezeu, Allah este cel mai mare. Ei, vine vremea când Allah o să-și piardă Akbarul, și vremea este acum, să nu mai fie cel mai mare. Pe toți dumnezeii pământului și fiecare să va închina înaintea lui, în țara lui, a lui Dumnezeu, în toate ostroavele mărilor. Iată niște planuri extraordinare. Deci, conflictul de acum din Gaza va duce la războiul din Psalmul 83. Și lucrul acesta, Psalmul 83, care va nimici statele arabe din jur, ați văzut, 10, coaliție, lucrul acesta nu va plăcea deloc Iranului. Iranul se va pregăti să lovească el pe Israel, dar înainte ca Iranul să poată să lovească pe Israel, pentru că Israel știe lucrul acesta, Israel va lovi Iranul. Am să vă citesc și încă două, trei cuvinte și apoi conclud, ca să puteți pune la inimă toate lucrurile. Ieremia 49, de la versetul 35. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Haideți să vă explic profetic, stați puțin, să vă explic profetic ce însemnează aceasta. Elamul a fost un regat în
antichitate, pe vremea lui Nebucanețar. Și Elamul a fost cucerit de către Imperiul Persan, după căderea lui Nebucanețar, de Imperiul Persan, și Elamul a fost încorporat în Persia. Este în Iranul de astăzi. În Iranul de astăzi, partea de sud-est, sud-vest a Iranului, este Elamul din vechime. Și partea de sud-vest, vedeți că cuvântul Domnului este corect, partea de sud-vest a Iranului este cea mai dezvoltată din punct de vedere militar în Iran. Este un oraș acolo numit Bashir, în sud-vestul Iranului. În Bashir este centrala nucleară a Iranului și în Bashir este baza de lansare a rachetelor balistice, deci cu rază lungă de acțiune. Iranienii au pus la punct rachete care pot să ajungă până în Washington. Până în Washington. Deci așa sunt de căpoși când este vorba de făcut rău. Nu, uitați-vă acum în cuvântul Domnului. Iată, deci așa vorbește Domnul oștilor. Iată, voi sfârma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Ce va sfârma? Arcul. Nu săgeata. Adică știți ce vrea să spună? Iată, voi sfârma baza de lansare a rachetelor din Elam. Dacă nu mai au baza de lansare, pot să se închine la rachete, că nu le mai pot da drumul. Deci n-au arc, dacă n-ai arc, nu merge săgeata. N-ai bază de lansare, nu merge racheta. Să vreau că de simplu vorbește cuvântul Domnului? Nu merge racheta. Și Israel știe că acolo, dacă lovește, face ordine. Și dacă lovește acolo, lovește baza nucleară. Pentru că uitați ce spune versetul mai departe. Uitați-vă la aspectul nuclear. Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului. Aceasta ce însemnează științific și profetic, însemnează că atunci când ai lovit în baza nucleară, vântul răspândește radiațiile peste tot. Voi aduce cele patru vânturi. Îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu vor fi niciun popor la care să n-ajungă fugar din Elam. Asta este pasul următor pe care Israel îl are după conflictul acesta cu Iranul, ca să nu apuce Iranul să-i lovească cu rachetele lor de rază lungă de acțiune. Le va sfărâma arcul, adică baza de lansare a rachetelor. Și în sfârșit, președintele american Biden, avem și noi un președinte inept și neputincios, dar a făcut și el un lucru bun, a aprobat să vândă Israelului 1000 de bombe, se numesc Moab. Moab înseamnă în engleză, deci sunt literele de la primul cuvânt, Moab înseamnă mama tuturor bombelor. O bombă Moab are minimum 15.000 de kilograme, maximum 35.000 de kilograme o bombă. Și le-a dat la israelieni 1000 de bombe din acestea. Sunt bombe pentru a sfărâma buncărele de beton și a sfărâma muntele. Unde cade o bombă din aceasta, face o gaură în pământ de 120 de metri. Pentru că explozia aceea este la 35.000 de kilograme. Sunt cele mai sofisticate bombe care există în lume la ora actuală și Israel vrea să le folosească ca să lovească Bashirul și să nimicească centrala nucleară, că centrala nucleară este în munte. Dacă numai două, trei cadouri din alea le lasă, ajung la centrală și vine vântul și duce radiația. Deci asta este ceea ce urmează foarte curând. Și aceasta va înfuria Rusia și va înfuria Turcia. Își vor pune mâna și îl vor ajuta pe Iran să se refacă bună oară economic și militar și Rusia împreună cu Iranul, cu Turcia, cu Libia, cu
Etiopia, chiar și o parte din Germania, vor veni împotriva lui Israel, asta un pic mai încolo, în ceea ce se numește în Scriptură războiul lui Gog din Magog. Să știți că nu-i neam cu mine. Aici suntem din punct de vedere profetic. Urmăriți-le și veți vedea cu ochii dumneavoastră. Trăim vremurile din urmă, cum a fost în vremea lui Noe. Este sâlnicie, este Hamas peste tot. De multe ori este sâlnicie și în biserică, că dacă cineva nu te place, umple internetul de povești și te distruge ca pe vremea lui Ieremia. Au zis, hai să-l omorâm. Dar după aceea, și cine a spus asta? Preoții, colegii lui și profeții. Hai să-l omorâm. Dar au zis, mai bine îl omorâm cu vorba. Și internetul este plin de lovituri împotriva slujitorilor Domnului și a fraților și a surorilor nevinovați, care, ca și David spun, niște martori mincinoși mă întreabă ce nu cunosc și îmi cere să le dau înapoi ce n-am luat. Deschideți-vă mintea, deschideți-vă ochii și lucrul de căpetenie pe care trebuie să-l facem este să ne rugăm pentru partea aceasta de lume. Domnul s-a rugat pentru călăii lui, a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Să ne rugăm pentru pocăința arabilor. Amin? Amin. Și să ne rugăm pentru protecția lui Israel. Israel nu va pieri. Domnul are de lucru cu Israel, cum are de lucru cu noi. Venirea Domnului este la uși, pentru că aceasta se întâmplă în vremurile din urmă, tocmai sub ochii noștri. Mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați, poate am fost un pic prea lung și cu prea multe detalii, dar trebuie să cunoaștem biblic cuvântul lui Dumnezeu și istoria pe care o trăim. Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumesc, mulțumesc frate Costel. Frate pastor, cred că două vorbe și un cuvânt despre biserică, dacă vreți să spuneți în continuare 5 minute sau vă rog frumos. Da. Mulțumesc fratelui Costel, am înțeles că au fost întrebări. În Scriptură, biserica și Israel sunt două entități diferite. Nu este una și aceeași entitate. Sunt două entități diferite. Deci, de aceea fiecare are un rol și un destin înaintea Domnului. Din punct de vedere relațional, Israel este nevasta lui Dumnezeu. Citiți Isaia 54. Este nevasta lui Dumnezeu, relațional. Biserica este mireasa lui Hristos. Eu vă spun pun o întrebare. Este diferență între o nevastă, o soție și o mireasă? Este. Sunt două entități diferite, doi bărbați diferiți. Apoi, Israel, din punct de vedere al planului lui Dumnezeu pentru vremurile din urmă, Israel, din nefericire, ca să fie trezit, Israelul de acum, să fie trezit și să se întoarcă la Domnul ca unul, va trece prin necazul cel mare. Numai aceasta îl va trezi. Va fi foarte mândru acum după ce va bate pe toți arabii și va pune tot Orientul Mijlociu la punct. Se va întinde cu teritoriu de la Marea Mediterană și până la Mecca, în Arabia Saudită. Se va întinde până acolo, în urma războiului din Psalmul 83. Dar semeția lui Israel va trebui coborâtă și Domnul va îngădui să treacă prin necazul cel mare. Uitați-vă Ieremia 30:7. Vai! Că ziua aceea, este vorba de ziua Domnului sau necazul cel mare, ziua aceea este mare. Niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru cine? Pentru Iacob. Dar Iacob va fi izbăvit din ea. Din ea. Asta spune lui Israel. Uitați ce spune bisericii. Apocalipsa 3:10.
fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu, te voi păzi și eu, de, nu din, de ceasul încercării, care are să vină peste cine vine ceasul încercării? Peste lumea întreagă. Da, biserica nu-i parte din lume. Biserica nu-i parte din lume. Ioan 17:14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Și versetul 16 din același pasaj, ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Nu s-a născut Iisus Hristos aici? Aici s-a născut. Dar ce se întâmplă? Când cineva se naște din nou, capătă pocăința aici în lume, îi transferat de aici, din lume, direct în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Puneți Ioan capitolul 1, versetele 12-14. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă ce? Copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, deci prin relații de intimitate, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și din, așa cum s-a născut și s-a întrupat Iisus Hristos. Deci, voi nu mai sunteți din lume. Necazul vine peste Iacob, am văzut în Ieremia 30:7, și vine peste lumea întreagă. Și acum întoarceți-vă înapoi la Apocalipsa 3:10, pentru că mai este un detaliu acolo. Așa? Vine peste lumea întreagă ca să încerce din lumea întreagă pe cine să încerce? Pe locuitorii pământului. Dacă nu suntem din lume, nu suntem nici locuitori ai pământului. Atunci suntem cine? Locuitori ai cerului. Filipeni 3:20, puneți acolo pe ecran. Dar cetățenia noastră este în ceruri, nu-i pe pământ. De aceea biserica nu trece prin necaz, pentru că necazul vine pentru lume și pentru Israel să-l aducă cu picioarele pe pământ. Așteptăm pe Domnul ca Mântuitor. Noi nu suntem locuitorii pământului, fiind cu cetățenie în cer. Noi suntem ceea ce Apostolul Petru spune, 1 Petru 2:11. Preiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Eu am venit la dumneavoastră, dar aici sunt străin și călător, pentru că sunt cetățean american. Sunt străin și călător. Pe pământ, credincioșii sunt străini și călători, nu locuitori ai pământului. Aici suntem ambasadori ai cerului. Ambasadori ai cerului. Deci, puneți la inimă lucrul acesta, faceți această diferență între Israel și biserică și lucrul acesta să vă determine pentru o pocăință mai mare și o îndrăgostire mai mare de cuvântul Domnului și de Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc!